Senatorul PNL de Suceava, Daniel Cadariu, a făcut un apel către primul ministru Mihai Tudose, dar și către ministrul transporturilor Răzvan Cuc să nu lase Bucovina izolată la 100 de ani de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Aproape toate drumurile naționale din județul Suceava și Bucovina sunt nefinanțate, susține senatorul Cadariu. Senatorul liberal s-a referit la lipsa finanțării pentru infrastructura de drumuri naționale din județul Suceava, arătând că perspectiva este sumbră, întrucât bugetul Ministerului Transporturilor va fi rectificat negativ pentru a acoperi necesarul pentru plata salariilor de la stat. Așa cum s-a văzut odată cu propunerea de rectificare a bugetului de stat pe anul 2017, din bugetul Ministerului Transporturilor au dispărut aproape 48% din fonduri. Lucru total inexplicabil vis-a-vis de situația generală, măcar a infrastructurii rutiere din România. Evident, este vorba și de cea din județul Suceava și din Bucovina. Ori, având în vedere situația de fapt, faptul că drumurile sunt supraaglomerate, faptul că județul Suceava și Bucovina este lăsată uitării de către investitori străini sau români, am considerat necesar, odată în plus, să atragem atenția guvernanților să nu uite Bucovina, să nu o lase izolată de țară acum, la împlinirea a 100 de ani de la unirea cu țara. Daniel Cadariu a subliniat că Moldova și Bucovina nu reprezintă priorități pe agenda guvernului, dând exemplu centura ocolitoare a municipiului Suceava, amânată din nou la finanțare pentru 2019, precum și drumul expres de la Roman la Siret, amânat pentru anul 2020. Având în vedere că la început de an am făcut o interpelare către Ministerul Transporturilor, în care am solicitat date cu privire la drumurile naționale de pe raza județului Suceava, și în special în legătură cu drumul expres, măcar de la Roman până la Siret, iar răspunsul a fost, cu ocazia următoarei rectificări din cursul anului, se vor aloca fonduri. Am constatat opusul. Rectificarea bugetului de stat s-a făcut în special pe seama diminuării fondurilor de la Ministerul Transporturilor și de bună seamă și a lipsei de alocare de fonduri pentru județul Suceava. Se știe foarte bine situația de atâția ani de zile a centurii ocolitoare a municipiului Suceava. Se cunoaște, așa cum spuneam, povestea modernizării și lărgirii drumului național DN-85. Deci se cunosc lucrurile astea. Despre discuția pentru eventuala autostradă de la Târgu Mureș la Târgu Frumos, Târgu Neamț, nici poveste. Acestea sunt motivele pentru care am tras concluzia că județul Suceava este lăsat uitării de către guvernanți și am considerat necesar să fac acest apel public.